Băi, cu serios am un sport și tricou și hanor acum. Dar mie nu-mi treabă faimă, mă, pulă. Dar lasă-mă, mă, să port hainele mele, mă. Bă, tu ai haine, mă, dar iară faci regula tine în casă, mă, fută chiesaurile. Așa, deci bine v-am găsit, oameni buni, la un nou episod din Sâmbătă cu Satana. V-am întrebat, ca de obicei, pe pagina de Facebook, dacă aveți propuneri pentru Sâmbătă cu Satana, răspunsurile voastre. Avem, n-avem, avem, cum să n-avem, avem, avem, n-avem. Bine, domnule, ia cratima asta de aici și bagă-ți-o între buci. Ciorbă de burtă, plantează brânză. Porn, please! Cumpără-ți o freză decentă. Bine, bine. Freză decentă vrei? Apu freză decentă primești. Uite, ni. Amui bine? Amui bine ce ai făcut? Mie-mi plac cartofii, tunde-te. Iară, mă! Amui bine? Propun să faci un cover la melodia Walk de la Pantera. No, bagă-le acolo, mă, ceva. Nu, gata, mă, că e plictisit deja. Dar pur cum atâta știa săracul de el? Eu am un cal, sarmale umplute cu forța. Teorema lui Pitagora este una dintre cele mai cunoscute teoreme din geometria plană. Euclidiană. Aceasta afirmă că în orice triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei. Dacă se notează cu A și B lungimele catetelor unui triunghi dreptunghic, iar cu C lungimea ipotenuzei acestuia, atunci teorema lui Pitagora se afirmă că A pătrat plus B pătrat egal C pătrat. Sunt un maidanez, eu rup lesa. Dacă mori, câștigi o ciorbe! Odată am beut un pahar cu apă. Așa, și din alea 6.000 de comentarii care au fost la propuneri, am tăiat toate care erau cu suși pula sau ziceau ceva urât de mama mea și am rămas cu vreo 3-4, dintre care am selectat una și am găsit una frumoasă. Fă un video în care să povestești ce făceai înainte să devii celebru pe YouTube, cum era viața ta de zi cu zi, cum îți ocupai timpul, etc., etc., etc. Asta să și fie. Aici bag efect din ala, știi că se face ecranul negru. Capul meu, astea trebuie prăjite. Bă, pulă, vin oraș. Salutări, oameni buni, și bine v-am găsit la Stand-up Comedy Show Cotrina Edition 2012 Winamp Europa. În seara asta o să vă încânt cu câteva glume minunate. Du-te-mă acasă, mutantule! Pikachu! S-s-s! Mă rog! Deci, două bufnițe stau pe o creangă. Una zice, buhuhu, la care cealaltă, buhuhu, pe măta, că m-ai speriat! Da, ei bine, cum numiți un orc din World of Warcraft, level 80, cu full shit, cu de toate pe el, știți? Un orc extra, orc grimar. Omorâți-mă, vă rog. Bine. Atunci să vă zic cel mai bun banc al meu. Nu înțelegeți unde bat.
Te rog eu, du-te acasă. Bine, bine, vă mulțumesc tuturor, bateți palma! Vă mulțumesc că ați fost un public minunat! Da. Desigur am exagerat în unele privințe, pentru că era mai rău. Așa, deci vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat și la episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, distribuiți pe Facebook și toate cele, abonați-vă la canal, deveniți un legionar artificii și acum Echo o să apară în fața camerei. Da, mulțumesc cameramanule, ești un artist de sănătate. M-a lăsat de muzică și m-a apucat de filmat pe Codrin. Reclamă! Reclamă! Faimă! Reclamă!